În unitățile de învățământ din județul Hunedoara au ajuns încă de săptămâna trecută kiturile ce urmează a fi folosite pentru testarea anticovid a elevilor prin prelevare de probe de salivă. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a și realizat un tutorial care face referire la modul în care se pot recolta probele. Însă, în teritoriu nu se știe cine va face această operațiune, existând mai multe variante, dar și poziții antagonice. La nivelul județului Hunedoara, consiliile de administrație ale școlilor se întrunesc în cursul zilei de astăzi, după mini-vacanța de 1 decembrie, pentru a stabili modalitatea de recoltare, mostrele de salivă urmând a fi prelevate, dacă nu se întâmplă nimic între timp, începând cu săptămâna viitoare, în zilele de luni și joi. În cursul săptămânii trecute au venit toate testele pentru coronavirus bazate pe salivă, au fost distribuite în școli. Urmează ca astăzi, fiind prima zi de școală, să se facă consiliere de administrație și să se decidă care va fi modalitatea de testare. Sunt două posibilități, ori vor face părinții, ori acolo unde există cabinete medicale în școli, să se facă aceste teste lunea și joia la fiecare copil. Vom vedea astăzi, în funcție de decizia fiecărui Consiliu de Administrație, cum va porni această acțiune începând de săptămâna viitoare. Preșcolarii, elevii și liceenii vor intra în vacanța de iarnă peste 3 săptămâni, iar în județul Hunedoara se fac ore în sistem clasic, față-înfață, în peste 80% din unitățile de învățământ.